prăjitură cu 3 ingrediente, deci cu banane, ciocolată și voie de o banană. Nu, că eu am 100 de grame de ciocolată și dacă dorim putem adăuga și puțină nucă măcinată. Eu am măcinat aici cam 2 linguri de nucă, am, nu mai mult. Și o să topim mai întâi, eu am să topesc la microunde sau pe baie de abur, cum vă este mai ușor. Și am să las un minut la microunde ciocolată. Deci 100 de grame de ciocolată, o banană potrivită și cam 2 linguri de nucă. Mi-am pregătit și o formă, vedeți? O formă și am să pun în această formă din silicon și am să dau la frigider. Deci nu facem nimic decât topim ciocolata. Și voi desface banana și o voi mărunți aici în vas. Așa. Cu furculiță voi apăsa și voi mărunți banana. Așa. Și o mărunțim așa bine, bine, bine. Ia să vedem și ciocolata. Să vedem dacă s-a topit. Este aproape gata. Ia uitați, vedeți? Așa. O lăsăm puțin să se topească bine. Și apoi o unim cu banana și cu 2 linguri de nuci măcinate. Voi pune 2 linguri de nuci aici peste banană. Așa, cu vârf am să pun una. 2. Atât. Este de ajuns. Amestecăm. Și apoi unim ciocolata. Și unim ciocolata, mai întâi să se topească bine. Așa. Că nu s-a topit. Vedeți ciocolata topită? Așa trebuie să arate. Și acum vom uni banana cu nucă. Și amestecăm așa bine. Și vom umple aceste forme, una, două, trei, cât ne încape. Dublați cantitățile dacă vreți să faceți mai mult. Așa. Și ce să facem? Am să fac un om de zăpadă și am să pun așa aici.
Așa. Am să pun într-o stea. Așa. Și brăduțul. Ne pregătim pentru sărbători. Așa. Mai întâi am să bat așa bine, ca să intre peste tot. Ca să intre peste tot. Să vedem cât ne-a mai rămas. Clopoțel. Și acum voi da la rece. Eu am să-l bag la congelator ca să-l și scoatem. Așa. Și între timp să vedem chiflele noastre. Cum am spus, batem așa puțin. Și am să-l dau puțin la congelator. Așa. Dau la congelator, am să pun pe un aici pe o placă. Așa. Și dăm la congelator. Le dezlipim așa și scoatem. Deci banană, ciocolată și nucă. Ia uitați, așa, ca să facem prăjiturele pentru sărbători, le țineți la rece, în frigider, circa 2-3 ore. Ia uitați, om de zăpadă. Și să vedem și brăduț. Avem aici un brăduț, să-l scoatem. Așa, ia uitați-l. Vedeți? Și îl așezăm așa aici. Așa arată, ia să vă arăt. I-am ținut-o la congelator, ia uitați, un deliciu. Este bună, 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 bună. Aceasta este prăjitura, de preferat de ținut la frigider, 2-3 ore. În momentul când s-a întărit, puteți pune și în hârtiuțe. Nu neapărat în forme, cum am pus eu, de silicon. Sau într-o tavă și apoi o tăiați feliuțe. Ea se întărește și puteți servi banane și ciocolată și nucă, fără coacere. Vă pupă, zi frumoasă, la revedere, pupici!